Planeta pe care trăim nu încetează să ne uimească. Unele dintre cele mai spectaculoase fenomene bizare care încă îi uimesc pe oamenii de știință sunt ploile cu diferite obiecte sau chiar animale care au uimit întreaga planetă și au pus în dificultate oamenii de știință. În literatura dedicată fenomenelor paranormale, tipul acesta de ploi nu constituie o noutate. De-a lungul istoriei, au existat numeroase cazuri când din cer au căzut o serie de obiecte ciudate: pești, broaște, cruci sau pietre. În unele cazuri s-au găsit explicații, însă au rămas și câteva situații neelucidate. Unul dintre primele fenomene înregistrate în care apar obiecte căzând din cer provine de la filozoful și botanistul roman Plinius cel Bătrân, care a documentat o furtună cu broaște și pești apărută în secolul 1. Astfel de relatări avem și din anii 367, 746 și 1503, când, conform cronicilor vremii, s-au înregistrat ploi în timpul cărora cădeau din cer cruci de lemn de dimensiuni mici. O altă ploaie spectaculoasă s-a produs în Evul Mediu, când mai multe minute au căzut din cer săbii, paloșe și pumnale. Istoricul roman Dio Cassius amintește în unul din textele sale despre o ploaie care s-a produs asupra forumului lui Augustus. Minute în șir au căzut din cer bucăți de argint. Dio Cassius a menționat faptul că el a păstrat mult timp trei bucăți din argint pe care le-a recuperat după ploaie. Cassius susținea că bucățile conțineau argint pur. De atunci, numeroase alte cazuri neobișnuite au fost documentate. O furtună în Italia anului 1840, care a depozitat mii de semințe parțial încolțite ale arborelui lui Iuda, originar din Africa Centrală. Ca și fenomenul ploii cu animale, ploaia cu pietre a fost de asemenea documentată de-a lungul istoriei. O ploaie cu multe pietre de dimensiuni mari, inscripționate cu desene misterioase, amfore, ochi și figuri geometrice, a căzut în 1853 deasupra Franței. O cădere de praf de cristale de zahăr a avut loc în anul 1857 în California. O ploaie de alune peste Dublin, Irlanda, în 1867, midii vii în Germania în 1892 și meduze în Anglia în 1894. Încă din antichitate, istoria a fost jalonată de ploi de sânge. Mai rare sunt însă ploile de bucăți de carne. În istoria bizară a planetei noastre, a existat o zi în care a plouat cu carne crudă și proaspătă. Fenomenul ciudat și greu de explicat a avut loc în Statele Unite ale Americii în primăvara anului 1876. O zonă lungă de 90 de metri și lată de 45 de metri rămăsese acoperită cu bucăți de carne. Autoritățile orașului au adunat mostre și le-au trimis specialiștilor de la acea vreme pentru a obține o decizie oficială asupra materiei căzută din cer. Carnea a fost analizată și s-a concluzionat că este carne de vânat sau de oaie și că probabil aparține rezervațiilor de vânătoare din împrejurimi. Mai târziu a apărut o altă explicație a neobișnuitului fenomen, și anume că a fost pur și simplu o ploaie de nostoc, numită cleiul pământului, un gen de cianobacterie care devine similară cu jeleul atunci când intră în contact cu apa. Teoria spunea că nostocul înmugurea pe pământ, iar că din cer nu căzuse altceva decât o ploaie obișnuită. Poate că una dintre cele mai interesante ploi a fost cea cu monede vechi din secolul al XVI-lea, căzute într-un sat din Rusia pe 16 iunie 1940. Arheologii au emis ipoteza că un vânt puternic a purtat prin aer o comoară îngropată care a fost expusă de eroziunea solului înainte de a o arunca înapoi pe pământ. În California, în anul 1953, o zăpadă verde a coborât din cer. Cei care au venit în contact cu această substanță au avut puternice erupții cutanate. Iar în anul 1994, un oraș din Statele Unite a fost acoperit de o substanță albă gelatinoasă.
Mulți dintre locuitorii care au atins substanța au avut dureri de cap, erau dezorientați, incapabili de a se mișca. De altfel, și la ora actuală, mulți specialiști sunt convinși că o serie de boli ne parvin prin ploi de la substanțele necunoscute pe care acestea le conțin. În anul 1974, un cub de gheață enorm a căzut peste o mașină care rula pe o stradă din Londra. Teoria conform căreia cubul de gheață provenea de la un avion nu a fost agreată de toți specialiștii. În cubul de gheață a fost descoperit pietriș. Cuburi uriașe de gheață au căzut pe pământ și înainte să fie inventat avionul. În anul 1853, în Franța, un bloc uriaș de gheață a căzut într-o localitate. Localnicii l-au asemuit cu un iceberg zburător. Circumferința acestuia era de peste 6 metri. Ipoteza gheții de origine spațială ar putea constitui o explicație pentru anumite cazuri, dar nu și atunci când blocurile de gheață conțin animale, așa cum s-a întâmplat în 1869, în Germania, unde a căzut o bucată de gheață în care se afla un crab congelat. În anul 2001, în regiunea Kerala, din sudul Indiei, locuitorii au fost îngroziți de o ploaie roșie, misterioasă, care a căzut constant timp de aproape 2 luni. Intrigați, oamenii de știință au colectat mai multe mostre de lichid, pe care au încercat să le analizeze, în speranța că vor dezlega tainele bizarului fenomen. Misterul s-a adâncit și mai mult atunci când stropii de ploaie au fost analizați la microscop. Cercetătorii au descoperit că apa este înțesată de globule roșii, dar ceea ce era și mai ciudat a fost faptul că nu exista nicio urmă de ADN în astfel de celule. Rezultatul cercetărilor a sugerat posibilitatea ca globulele să fi trăit inițial pe o cometă care s-a dezintegrat în contact cu atmosfera Terei. Cea mai ciudată ploaie o reprezintă ploaia cu păr de îngeri. În anul 2004, în Franța, timp de câteva minute, au căzut din cer fire subțiri de origine necunoscută, asemănătoare cu cele de păianjen, care au acoperit toată regiunea. În anul 2007, fenomenul s-a repetat în aceeași zonă. Firele aveau culoarea albă și se dezintegrau în contact cu solul. În ciuda probelor culese pentru analize, răspunsurile întârzie, lăsând loc celor mai extravagante ipoteze, ultima dintre ele fiind aceea a OZN-urilor filoforme. Întreaga fenomenologie a ploilor paranormale este complexă. De-a lungul istoriei au fost interpretate ca fiind semne rele care anunță mari nenorociri. Există însă o teorie populară care spune că acestea sunt cauzate de vânturile puternice care ridică obiectele de la sol sau din apă și apoi le aruncă deasupra orașelor aflate chiar la sute de kilometri. Ele se formează în mod spontan din cauza diferenței de temperatură dintre diferitele straturi de aer. Odată ce își întăresc forța, duc cu ele tot ce întâlnesc în cale. Tornadele pot absorbi animale din bălți sau din râuri pe care le ridică în aer și le lasă să cadă atunci când forța lor scade. Un argument care sprijină această idee ar fi acela că animalele sunt aproape întotdeauna de dimensiuni mici și neobișnuitele ploi au fost precedate de furtuni puternice sau ploi îndelungate. Cu toate acestea, știm că tornadele depun ceea ce au adunat de la suprafața solului pe arii mult mai largi și nu atât de clar delimitate ca acelea unde s-au raportat astfel de fenomene. În plus, o tornadă nu poate tria animalele după specie sau dimensiune, eliminând alte resturi. Au existat cazuri în care o tornadă a transportat pe distanțe mari bucăți de pereți, trunchiuri de copaci, automobile distorsionate sau animale. Însă nu poate lua numai broaștele dintr-un lac, cruțând celelalte vietăți. Însăși, starea animalelor reprezintă un argument împotriva acestei ipoteze, căci de cele mai multe ori, în cazul unei astfel de ploi neobișnuite, animalele ajung pe pământ vii sau, în cazul peștilor, destul de proaspeți pentru a fi consumați, ceea ce înseamnă că transferul lor dintr-un loc în altul s-a făcut relativ repede. Așadar, fenomene ciudate se petrec în diverse colțuri ale lumii.
natura este imprevizibilă, iar asta o știm cu toții. Se pare că din când în când, porțile cerului se deschid și în loc de ploaie, grindină sau ninsoare, cad peste oameni, pe pământ, diferite animale sau obiecte. În acest moment, cerul nu ar trebui să mai ascundă prea multe taine omenirii, atât de avansate din punct de vedere al tehnologiei, dar statisticile demonstrează că multe dintre aceste fenomene au rămas un mister și la ora actuală.